Divizionara secundă Săgeada Năvodară își reia pregătirile luni 2 iulie la ora 18 la stadionul Flacăra. În pauza competițională au părăsit gruparea Dobrogean o serie de jucători. Ariton, Ghiară și Chițu și-au încheiat contractul cu Săgeata. Internaționalilor de tineret Toșca și Vaștag le-a expirat împrumutul. La final de contract sunt și Dorel Zaharia și Goșa. Zaharia și-a prelungit înțelegerea, el fiind numit și antrenor secund, iar cu Goșa se poartă tratative pentru un nou contract. Florin Popa a primit acceptul clubului de a-și căuta o echipă de prima ligă și în cazul în care nu va reuși se va alătura grupării pregătite și în acest sezon de Aurel Șunda. Constantin Funda, fostul secund al echipei, a fost numit directorul centrului de copii și junior înființat în această vară. Prima parte a pregătirilor se va derula la sediu, iar în jurul datei de 10 iulie este preconizat un cantonament montan. Tehnicianul Aurel Șunda își dorește un lot alcătuit din 25 de jucători și va testa în săptămâna viitoare o serie de jucători apți să completeze lotul năvodărean.